Fiindcă suntem în cartea Ecclesiastul și Cântarea Cântărilor, în ultimele luni, am vrea să facem rugăciune pentru cei bolnavi. Și nu orice fel de boală, bolnavi de dragoste. Spune așa cuvântul Domnului, Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 5, spune: Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragostea Lui. Amin. Acum câțiva ani, un frate musafir, fratele Nuțu Caba, a avut un îndemn la rugăciune asemănător și, printre altele, spunea: aș dori ca toți cei care vor să se căsătorească sau cei care se îndrăgostesc mai greu să vină în față, să ne rugăm pentru ei. La un moment dat mi s-a părut ciudat acel îndemn la rugăciune, dar să știi că a dat roade. A fost câțiva atunci care au ieșit în față și s-au căsătorit după aceea. Slavă Domnului! Dimineața a fost o predică bună despre dragoste. O dragoste divină, dragostea care trebuie să se vadă în relații, o dragoste sănătoasă și responsabilă care tot mai greu se vede în relațiile tinerilor și în relațiile pocăiților, cum am putea spune. Aici, cuvântul Domnului ne învață să fim îndrăgostiți, nu-i așa? Este greu să dai un îndemn la rugăciune din acest verset. Dacă citim această carte, ad literam, cu siguranță citim contextul, vedem că este vorba despre acea dragoste dintre soț și soție, dintre iubitul ei și iubită și iubit. Și apoi, dacă fim atenți, vedem acolo că această dragoste nu se poate vindeca de doctori, ci se vindecă doar prin dragoste. Această boală este adesea văzută în multe vieți și este o boală sănătoasă, se anume să te îndrăgostești, bolnav de dragoste. Atunci când în mod corect te îndrăgostești de cineva, nu e așa că este cel mai minunat lucru de pe pământ, este un dar din partea Domnului, este ceva ceea ce Dumnezeu a îngăduit să fie și ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și dacă mă uit în viața mea și fiecare se uită în viața lui, cred că cu bucurie vă aduceți aminte că acele momente ale îndrăgostirii au fost cele mai sublime momente, cele mai deosebite și rămân adânc în viața voastră ca o memorie. Și cuvântul Dumnezeu ne învață aici că această dragoste trebuie să fie o realitate continuă. Este vorba aici, dacă vă gândiți, iubitul trebuie să ofere soției protecție, trebuie să ofere soției hrană și apoi trebuie să-i ofere dragoste. Și în următorul verset, o îmbrățișare, atingere, toate acestea lucruri pe care iubitul trebuie să-i ofere soției și iubitei pentru a fi sănătoasă. Așa cum soția vrea să aibă un bărbat sănătos, de încredere, puternic, la fel și invers. Soțul vrea ca soția să fie sănătoasă din punct de vedere emoțional. Poate la prima vedere, poate zâmbiți, dar vreau să spun, în Biserica Evanghelică ne confruntăm cu problemele de familie în care, prin faptul că soțul sau soția nu-și face datoria de soț, apar probleme reale în căsnicie. Și în această seară, ceea ce am vrea să ne rugăm este: Doamne, lasă ca dragostea Ta între soț și soție să fie o realitate și o bucurie. Viața din vest, viața fiecăruia este bombardată cu tot felul de mesaje. Mesajele lumii este faptul că sexul devine un idol. Viața, dragostea exterioară este o care oamenii caută și este centrat pe ei înșiși. Dar bazat pe cuvântul Dumnezeu, aș vrea să înțelegem că această carte, cartea Cântarea Cântărilor, se poate înțelege atunci când noi ne raportăm și punem viața de familie, viața sexuală, viața conjugală, viața personală sub domnia lui Hristos, sub autoritatea cuvântului Dumnezeu.
Și aș vrea să știi dacă te bucuri acum de o dragoste fierbinte și o viață de familie sănătoasă, este prin faptul că e un dar din mâna lui Dumnezeu, dar în același timp ai investit în viața de familie. Adesea așteptăm ca dragostea dintre noi să fie de la sine ceva granted, ceva care îl merităm. Nu! Aici iubita așteaptă din partea soțului să-i aducă acolo, spune mere, spune alte fructe dulci și de asemenea să-i aducă o îmbrățișare. Credeți-mă, de multe ori o îmbrățișare și o atingere face mai mult decât 1000 de predici. Trebuie să ne facem datoria și să slujim Domnului și în direcția aceasta. De aceea, haideți să ne ridicăm picioare și am vrea să ne rugăm în privința aceasta. Doamne, vrem ca în biserica aceasta să fie familii sănătoase. Vrem ca în biserica aceasta Dumnezeu să pună dragoste și chimie între tineri. Tinerii nu se mai căsătoresc, fiindcă de ce? Spun că nu se mai iubesc. De ce nu se iubesc? Fiindcă nu-și asumă responsabilitatea să iubească. Trebuie să știm că a iubi e o mare binecuvântare. Și bucură-te de acele momente pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața ta să iubești. Și a iubi e ceva prețios. De aceea lasă-te călăuzit de Duhul Dumnezeu în a fi deschis dragostei și voii lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți dea o soție credincioasă, Dumnezeu vrea să-ți dea un soț, Dumnezeu vrea să-ți dea copii. Dar toate acestea trebuie ca tu să-ți faci partea ta, să fii deschis, să te rogi și să primești totul ca din mâna lui Dumnezeu, ca o binecuvântare. Haideți să ne rugăm în privința aceasta. Amin. Haleluia.